Astăzi amenajăm un dressing pentru un cuplu, unde ea își dorește spații generoase de depozitare, iar el să aibă suficient loc pentru a-și putea pune toate hainele pe umeraș. Așadar, gama Metropolis este varianta ideală pentru cei doi. Eu zic că e perfect, ne apucăm de treabă. Chiar dacă spațiul este comun, este important să existe zone distincte pentru garderoba fiecăruia. Așadar, avem zone clar delimitate pentru haine, spații pentru încălțăminte și accesorii, zona de probă cu oglinzi, esențiale pentru vizualizarea ținutelor și spații de depozitare. Irina, care sunt piesele must-have din garderoba unei femei? Depinde mult de stilul vestimentar al fiecăruia, însă dacă ar fi să ne rezumăm la piesele de bază care n-ar trebui să lipsească din garderoba unei femei, aș enumera un tricou alb, unul clasic sau unul cropped, cum e cel pe care l-am ales aici, o pereche de jeans croiți impecabil, o rochie neagră cu un croi clasic similar cu cea pe care am ales-o aici și, bineînțeles, nelipsitul sacou negru. Și accesoriile, nu uit să nu uităm de ele, pe care ni le alegem așa cum ne-ai obișnuit, în funcție de stilul personal. Exact! Accesoriile fac diferența în crearea unei ținute. Este important să ne alegem încălțămintea, bijuteriile și geanta care să ne pună în valoare outfitul. Spre exemplu, dacă purtăm o pereche de jeans, un tricou și un sacou, în funcție de pantofii și bijuteriile pe care le alegem, putem schimba direcția ținutei într-una mai casual, mai formală sau, de ce nu, mai elegantă. Acum că am aflat care sunt piesele must-have din garderoba unei femei, spune, te rog, care sunt piesele vestimentare care nu ar trebui să lipsească din garderoba unui bărbat? Firesc că acestea au un soi de corespondent cu cele pe care le menționam mai devreme. Cu excepția rochiei negre. Evident. Spuneam de tricoul alb. Funcționează foarte bine și în cazul bărbaților, însă aș sugera mai degrabă o cămașă albă, extrem de versatilă de altfel. Jeansii ar funcționa și ei foarte bine, dar aș opta pentru o pereche de pantaloni de tip casual. Bineînțeles, nelipsitul sacou, însă de data aceasta nu aș merge pe negru, ci pe o nuanță neutră. Și de ce nu un tricou de tip polo? Și spune-ne, te rog, și despre accesorii, care, din punctul meu de vedere, sunt trecute cu vederea de către bărbați. Într-adevăr, sunt neglijate și acestea și fac diferența într-un outfit, așa că ar trebui să le acordăm un pic mai multă atenție. Un alt aspect important de menționat este acela legat de pregătirea ținutelor în avans, lucru ce simplifică semnificativ rutina zilnică. Astfel, având ținutele deja create, le putem selecta în funcție de activități. Pe lângă piesele de bază, care nu ar trebui să lipsească din garderobă, aș menționa și zona navy cu accente marinărești. Ce zici, Irina? Da, de acord, acestea sunt un clasic al sezonului cald. Pentru a avea o garderobă versatilă și bine echilibrată, o femeie ar trebui să dețină și câteva rochii de vară. Lejere și feminine, acestea sunt perfecte pentru a te simți confortabilă și stilată în zilele călduroase. La fel de importante ca piesele din garderobă sunt și hainele pe care le purtăm în casă. Selecția de pijamale și lounger disponibile la MobExpert este una variată. Cu siguranță veți putea descoperi piese pe placul vostru. Aici se încheie episodul nostru de astăzi. Sperăm că v-am inspirat. Pe curând!